Salut! Vreau să vă arăt cum s-au comportat roșiile anul acesta. Am făcut un experiment. Anul acesta nu le-am udat până la data prezentei absolut deloc. Toată umiditatea pe care au beneficiat-o în dezvoltarea lor este din precipitațiile care au căzut și din roua de dimineață. Dar lipsa apei suficiente a dus la manifestarea unor deficiențe. Astfel că roșiile au dezvoltat în partea inferioară a lor această pată neagră, care este de fapt un mucegai. Un mucegai care se dezvoltă atunci când planta are grave deficiențe de calciu, în special, cât și de umiditate. Și observăm că acestea, ia uitați, cât de pronunțate și de grave sunt. Astfel că roșia este compromisă totalmente. Și nu este doar la una. Acest lucru se manifestă la toate. Uitați cât de grav este în acest caz. Putregaiul a topit efectiv roșia până la jumătate. Este compromisă totalmente. Pe lângă acest deficit de calciu, care se manifestă îndeosebi atunci când aportul de azot este mai mare, deci este un dezechilibru în sol, acest aport de azot eu l-am adus prin mulcirea cu iarbă, iarbă verde. Iarba verde, mulcită la bază, și-a făcut datoria, adică a asigurat azotul necesar și a împiedicat dezvoltarea buruienilor, dar a creat și acest dezechilibru. Și observăm că primul lot de roșii este compromis. Vedem clar că aici nu avem ce recolta. Uitați! Deci toate aceste roșii culese de la un singur vrej sunt compromise. Partea opusă codiței, deci acolo unde se dezvoltă mucronul, este compromisă. Bun, trecem la altul. Deci, în cazul acestei tufe, toate fructele care au dat în pârgă sunt coapte, sunt compromise. Ce este de făcut? Păi, trebuie să curățăm și să îndepărtăm toate aceste fructe care au manifestări de mucegai pe ele, pentru că nu mai pot fi recuperate, le strângem și le aruncăm la compost. După care trebuie să aplicăm tratamente fungice. Mai menționez că anul acesta, în cadrul experimentului, pe lângă faptul că am vrut să văd cum se dezvoltă roșiile în mod natural, fără a le asigura apă, nici nu le-am asigurat niciun tratament fungic. Nici măcar cu piatră bordeleză. Absolut niciun tratament. Consecințele sunt clare și foarte vizibile. Bolile se dezvoltă fără probleme și recolta este compromisă. Așa că
trebuie făcute tratamente, pentru că altfel recolta de tomate nu se dezvoltă așa cum trebuie. Aceste deficiențe, aceste carențe de calciu și lipsa tratamentelor nu se manifestă și la roșiile tip sherry, cum vedem aici. În cazul lor, nu s-au manifestat niciun fel de astfel de probleme. Putregaiul nu s-a instalat și roșiile sunt foarte bine dezvoltate. O să spun că este foarte rentabil în această situație să plantați roșii sherry. Dacă vă aflați într-un loc unde nu veți asigura necesarul de apă pentru roșiile voastre din grădină, vă recomand să plantați roșii sherry. Roșiile sherry au fructificat din abundență. Fac aceste fructe mai mici, dar deosebit de frumoase și nu în ultimul rând de gustoase, pentru că asta este ceea ce ne interesează. Pulpa este crocantă, iar gustul este un gust foarte bun de roșie, care aduce spre gust cu pepenele galben sau cu cocodușele galbene. Eu sunt foarte mulțumit de acest soi. Acest soi care constituie o alternativă pentru roșiile clasice. Substanța fungică cu care voi face tratamentul la roșii are denumirea comercială de ditan. Conținutul acestui plic îl voi dizolva în 10 litri de apă, iar cu mixul rezultat mergem să stropim ce a mai rămas din producția de roșii.